Și bine v-am regăsit la un nou vlog, un vlog cu noutăți. O zi liniștită de sâmbătă, una călduroasă, 24 de grade. Încep de aici cu motanelul ăsta, care tocmai a fugit, dar măcar l-am prins și pe el puțin tel așa. Și cu găina asta care croncăne, dar încă nu s-a pus, adică nu clocește încă 100%, doar croncăne. Când o să se pună, evident că o să o las să clocească. Între timp, vremea s-a mai schimbat puțin, de la căldura de 17, 18, maxim 19 grade, s-a ajuns la o căldură de 20-24 de grade, dar zilele trecute a și plouat. Nu așa tare cum ploua mai de mult, dar a plouat suficient. E zis aici, tau și ei. Nu prea mi-am făcut azi un program, dar mă rog. Aici e un bondar de ăsta. Nu mă pot apropia sau ce o fi. Niciodată n-aș știu ce-ți gândeați ăștia, dar surâți mari și fac urât. Dacă nu pleacă, nu o să vă pot arăta iezii, din păcate. Voi acest vlog, uite că-s doi, voi acest vlog probabil o să-l vedeți mâine seară cel târziu, dacă nu mâine seară, atunci luni. Mâine seară fiind duminică 7 mai, luni fiind luni 8 mai, din cauza că creditul meu s-a cam dus și până una alta nu pot să postez dacă n-am credit. Totuși, după ce termin de filmat, o să îl încarc. Poate printr-o minune cerească se va posta. Poate. Nu știu dacă nu v-am zis până acum, dar ea, la iad asta i-am pus clopot. Clopotul lui Costi. De Costi nu mai e bună cureaua, dar pentru ea e perfectă. Ca să știi unde umblă, că le dăm drumul și lor și iezilor. Gen, le dăm nu doar aici în curte, peste tot. Și trebuie să știi unde îs. Astea la alte două sunt acolo, țâc asta jos, nebunul ăsta, ca de obicei, s-a făcut foarte rău, dă cu capul, se ridică în două picioare, cu mine nu-i mere, că eu-s mai, nu mă sperii de el, dar cu bună mea o dat de pământ, că de ce nu? Da, bine, că acum atât aș face asta nevoile. Nu știu, de la un timp atât aș fac nevoile de mult și des și mult și mă enervează la un mod maxim. Totuși o să le scot afară că nu-mi place așa. Hai, ieșiți afară, micuților. Hai, hai, hai. Afară, gașcă. Gata, s-au făcut stane de piatră. Au. Dacă ar ieși și astea, la alte două afară, ar fi perfect, dar ele nu vor să iasă. Ele stau ascunse. Mai un pic începe vremea cu distracția cu caprele. A început teoretic că le-am dat drumul, numai că n-am filmat până acum niciodată. De când au fătat, voi ați văzut doar aici, așa, înăuntru.
Abia știu să-i vedeți și afară. Acum nu credeți că o să fugă după capre, că caprele alea două cel puțin ei nu stau să se uite după ei. Ei, de exemplu, când le lăsăm pe aici, ei se urcă pe grămada aia de moloz și dorm acolo. Și caprele, odată o să întâmpla să fie jos la mureș aici, alea două. Între timp au făcut și nucii frunze, o bucurie maximă pentru rațe, că lor le place umbra. Și mie îmi place umbra, numai că eu nu prea stau pe aici. Eu când e umbră stau în casă. Doamne, când e soare stau în casă. La rațele astea, familia problematică, așa le-am botezat. Din cauza că nu s-au pus cloști și singura care s-a pus cloști că nu a fost o rață excelent de bună. M-am gândit într-un mod extrem să le vând pe toate patru, dar în același timp nici nu le-a dat, pentru că nu prea vreau să dau rățoiul pe ele, oricum o să le dau cu boboți, dar dacă nu s-au pus cloști, nu s-au pus. Aia la altă care a fost cloșcă, acum nu știu care, cred că asta de bea apă, a scos-o boboci, trebuia să o dau, dar ideea e că ea trebuia să rămână cloșcă. I-am pus aici niște ouă temporare, ca să zicem așa, o patru, cred că, ca să rămână pe acuibar, dar văd că nu prea a rămas, nu știu cum o să fac cu ea. Bobocii ei îi am și o să vi arăt. Și o să-i dau bobocii. Da, o să-i dau cu rața aceea albă, din păcate. Era pe, cum zice, ideea era că rața asta trebuia să mai stea cloșcă și să aștept să scoată și rața albă. Rața albă a scos chiar azi, are 13 boboci din 15, 17 ouă, dar asta nu a mai rămas cloșcă și mi-a stricat toate planurile, așa că va trebui să dau rața albă și eu nu prea vreau să fac asta, că e o rață bătrână, bunicică, care nici nu-i de la mine, am primit-o când era doar un boboc. Na. Acum, nu știu, vorbesc eu cu omul, dar în total așa are 21 de boboci. Bobocii ăștia 11 și pentru ei am gânduri comerciale. Din cauza că sunt mulți și nu doar ei, toate în general, sunt multe și mănâncă mult. Și m-am gândit să cam dau din ei. Încă n-am dat anunț, nu știu, preță și chestii de genul, că nu m-am gândit chiar atâta de tare la de-astea, m-am gândit numai să-i dau și de acolo m-am oprit. Am 5 rățoi 100%, bobocul roșu pare a fi o rață acum, nu știu, e încă prea mic ca să-mi spun ce e 100%, pare și o rață, pare și un rățoi. Bobocul ăsta la altul, iu, că mă mușcă, un bondar, atâția bondari este pe aici. Bobocul ăla mai mic, ăla pare să fie un rățoi, dar nici de el nu știu ce să zic, că e prea mic. Na, eu nu știu să-i deosebesc când sunt așa de mici. Și dacă ar fi 5 rațe, doamne, 5 rățoi și 6 rațe, dacă ar fi așa, ar fi bine. O altă surpriză la ei ar fi că aș avea, să zicem așa, primele încrucișături, ca să zicem așa, între mute și românești, din cauza că un boboc, mai precis
Cred că ăla negru de lângă, na bine, nu știu cum să vă arăt, ăsta, bobocul ăsta, când l-am prins aseară, cam măcănea în loc să facă urât ca o mută, să sâsie și nu știu sigur ce să zic, că n-am mai avut până acum, am văzut mulars, dar nu am avut și nici nu prea vreau să am, că astea nu se reproduc. Ziceam de bobocelul acela, că e mic, și de rățușca asta, că ar putea fi un mulard. Acum poate așa fac ei, cine știe, dar sper să nu fie mulard. Găinuțele astea micuțe s-au adaptat perfect la mediul de afară. De dovadă că am și o cloșcă și o să vă arăt imediat. Ce să mai zic de prietenul meu care și-a făcut găinuțe noi. Ăsta e unul. Ăsta, ăla și cu ăla de acolo sunt probabil cei trei tați care au lucrat împreună cu mama acestora din garaj ca să iasă ei. Aici și prostul. I-am dat numele prostul, nu știu de ce, i-am zis de prea multe ori așa și acum când îi zic așa răspunde la acest nume. Vai ce m-am speriat. Acum e gălăgie aici, vai mamă. Hai găină, ieși de aici ca să poți să filmezi și o liniștit. Așa, deci, rața asta roșie, care e mama la cei 11 boboci, s-a pus din nou cloșcă. Nu știu acum cum să fac, eu am zis că îi pun ouă de găină. N-are numai 5 sau 6 ouă sub ea și nu prea mai vreau boboci. Și cel mai probabil, în procent de 50%, dacă nu chiar mai mult, o să-i pun ouă de găină de-alea micuțe. Cam cât să fiu eu sănătos, că ouă multe. Asta la altă la fel. Asta are un dezastru total, asta neagră, are un dezastru total sub ea. Are și ouă vechi, și ouă de românească, și ouă de ale ei. Dar și pe ea o să o pun cu găină. Aici ați boboci și... Hai mă găină, nu mai scadă tine. Aici ați boboci ăștia 16, dintre care 2 o să-i dau. O să vă explic și de ce. Ei sunt bine aici, au crescut, n-au nicio treabă. Dacă aș mai fi avut un țar mai mare, i-aș fi lăsat liber, dar se mulțumesc și cu atâta. Aici, după cum puteți vedea, incubatorul a fost un eșec total și o risipă de curent. Din 20 și ceva de ouă, au ieșit numai acești 3 pufoși cu 2 labe și un cioc, care sunt gălăgiuși de pe acum și când o să fie mare o să fie mai rău ca la concert. Da, sunt 3 boboci din 20 ceva de ouă, vreo 2 au murit în ouă, zic că doar vreo 2, pentru că începuseră să crape, să scoată ciocul și pe aia n-au mai ieșit în vezi de acolo. Am citit că trebuia să-i ajutăm noi să iasă, că e coaja groasă, dar prea târziu și mă rog. Și acolo sunt cei 8 de la rața din țarc, dar 2 îi voi opri pentru mine, pentru că au o culoare interesantă pe care eu n-am mai avut-o până acum și aș vrea să văd cum se dezvoltă. M-am referit la ăsta, pare un alb așa, dar nu e chiar alb. Nu știu, poate, nu cred că se vede așa bine pe cameră, dar în realitate se vede și celălalt. Și ca compensație, îi voi da 2 de acolo.
Poate trebuie să găsesc o mamă care să-i adopte, că nu o să țin un coteț întreg pentru 5 boboci. Adică pentru aia 3 de grâscă și pentru ăștia 2 de voi, ok? Probabil asta va fi ultima dată când ne vedeți pe toți. Mâine sau chiar în seara asta, pe la Popratul 5-6, o să vină după ei. Pentru că zic mâine că mai târziu că asta albă mai are 6 boboși sub ea care scuzi. Mă rog, acum bănuiesc că trebuie să se fie uscat, dar așa i-am zis o la un să vină mai pe seară sau mâine. Uitați aici. Na, bine. 3. Stai mai rață. Da, 6 sunt. Restul sunt în casă. Păi aia nu vi mai arăt. N-are rost. Sunt tot ca ăștia. 13 din 17 ouă. Aici așa am scos pui ăștia dezastroși afară. Deci așa pui dezastroși că ăștia n-am mai avut. Sunt nebun rău. Nebun cu capul. Toți mănâncă ca niște turbați și mănâncă mult, foarte mult pe zi, se și vede. La început aia 4 de acolo îi cam băteau, dar acum ăștia i-au depășit în mărime, nu prea, dar în greutate i-au depășit cu mult. Toți sunt pe aici, nu le-am dat drumul de mult, cred că numai de vreo 3 zile sau chiar mai puțin. Hai, plecați de aici că mă zăpăciți. Hai, nu vor să plece. Și o să se bage peste rață, da. Așa se întâmplă tot timpul. Că ei sunt nebuni. Hai. Pisicuța nu mai e aici. Cel mai probabil a mutat pui într-un alt loc. Eu pe aici trec des și nu, poate nu i-a plăcut să o deranjez și mă rog, nu mai sunt aici. Asta e, v-am mai arătat-o cu ouă de gâscă. Măcar ea sper să scoată din acele 9 ouă de gâscă pe care le are sub ea, să scoată măcar 3 pui amărâți. Să am 6, nu numai 3. Aici, rața asta la altă, asta nu mai știu cum câte ouă are sub ea. Cel mai probabil are ori 17, ori 19 de mută. Aici, una dintre puicuțele care cândva au fost pui din garaj, s-a pus cloșcă. Eu i-am pus 4 ouă, ea a avut 9 și cu 4, 13, are 13 ouă. Da, ăștia s-au băgat aici și v-am zis în vlogul trecut că asta a împrășteat ouăle și i-am schimbat cuibarul, dar nu le-a împrășteat. Când am avut noroc într-o seară când ea a fost la mâncare și am venit frumos să număr ouăle. 31 de ouă avea sub ea când eu îi pusesem 19. Acum, după cum văd, cel mai probabil iar are câteva zeci sub ea. Nu știu, altele sub ea, nu știu ce se întâmplă. De seară sau mă rog, când s-o scula iară de pe cuibar, dacă nu o s-o scol eu, o să le iau iar la numărat. Acum n-are rost să o închid, nici nu am unde. Numai eventual dacă blochez cumva aici, dar nu știu cum o îi face cu apa, că mâncarea e ușor să-i arunc, dar apă nu știu cum o să fac cu ea. Au venit și rândunicile, dar na, asta cu rața mă enervează la maxim, pentru că e singura cloșcă de românească pe care o am. Și fix pe asta mi-o deranjează altele. V-am zis că au venit rândunicile? Da, v-am zis. Uitați aici. Au venit cam târziu. Am trecut, dacă nu mă înșel, au venit puțin tel mai repede. Da. În sfârșit vă pot arăta pui aceia golaș. Vai la caldi.
Aici sunt, i-am scos afară și pe ei, toți 25, n-a murit niciunul și foarte bine s-a întâmplat. Acum sunt destul de mari, că au aproape 2 sau 3 săptămâni, dar în comparație cu ăștia, cu nesătui ăștia de aici, sunt minusculi. Mai bine de atâta nu vi pot arăta. Deci da, în comparație cu ăștia care sunt imenși, ăia de acolo sunt minusculi. Da. Bun. Deci, cam atât a fost și cu acest vlog. Și da, nu uitați să dați un like, să vă abonați și pa, pa!